Semnătura și ștampila primarului Marcel Romanescu anulate de o subalternă. Asta s-a văzut pe o adresă destinată Tribunalului Gorj, în care semnătura și ștampila edilului din Târgu Jiu au fost tăiate cu pixul. Gestul a venit chiar din partea unei consiliere din cadrul primăriei. Viceprimarul Aurel Popescu a rămas surprins când a văzut actul, spunând că persoana în cauză trebuie trasă la răspundere. Un material, o adresă către Tribunalul Gorj, secția contencios administrativ și fiscal. Deci, stimații colegi și domnule primar, am rămas nici nu știu ce cuvânt să folosesc. Surprins, să zic, să văd că un subaltern își permite să taie o semnătură și o ștampilă aplicate pe o adresă de înaintare către Tribunalul Gorj, pentru că așa vrea subalternul respectiv. E vorba de o consilieră a domniei voastre. Nu știu în ce măsură și-a permis luxul acesta și sunt tare curios să văd și eu care va fi măsura pe care o veți lua dumneavoastră. Pentru că sunt aici șef de birouri, de servicii, de direcții, director de firmă, patron de societăți, care cu siguranță nu ar permite ca un subaltern să taie o semnătură și o ștampilă aplicată și să nu ducă la îndeplinire obligațiile pe care le are. Viceprimarul Aurel Popescu îl roagă pe Romanescu să trateze cu foarte mare seriozitate astfel de probleme. N-aș vrea să se repete niciodată și aș vrea ca domnul primar să le trateze cu foarte mare seriozitate, pentru că lucrurile astea conduc, iată, la întârzieri și poziții deloc corecte în raportul pe care trebuie să-l aibă fiecare angajat al primăriei municipiului Târgu Jiu cu conducerea acestei primării. Vor sau nu vor să înțeleagă cei care sunt foarte aproape de domnul primar, acestea sunt lucrurile. Fiecare trebuie să înțeleagă că ia bani de la primărie Târgu Jiu și primarul și viceprimarii, dar și consilierii personali ai domnului primar, tot de aici sunt plătiți. Ultimul scandal care a avut loc în cadrul primăriei se referă la amenajarea unei parcări supraterane la Piața Centrală.